Știrile Pro TV îți prezintă România te iubesc. Tuturor bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. Călătorim astăzi din nou în Marea Britanie să descoperim poveștile multor români care au reușit și reușesc într-o țară ce le recompensează munca și sacrificiile. Întâlnim români simpli, care sunt de acum parte a păturii de mijloc britanice, dar și artiști, sportivi, specialiști, vârfuri ale domeniilor lor. Ce ne dorim e ca prin exemplele pe care le veți vedea astăzi să dăm de gândit și guvernului nostru, care ar trebui să vadă cât și cum pot munci românii atunci când le este apreciat efortul și cât de mult pot îmbogăți comunitatea. Începem cu inițiativa lui Florin Gardoș, fotbalist al Naționalei României. El e ambasador neoficial al românilor în Londra. Zona Westminster Bridge pe malul Tamisei. Un hotel de 4 stele domină o intersecție din zonă. O mașină de lux e adusă de un valet. Tânărul vorbește românește. Marian, de fapt. De unde ești? Din Vâlcea. Da. Bravo, Marian. Și te mulți ani la Londra? De vreo 7 luni. Sunt recent. Și l-ai mai văzut pe Florin? L-am mai văzut, ne-am mai întâlnit, da. Mașina îi aparține lui Florin Gardoș, fotbalist de la Naționala României. Mi-a plăcut mult. Mi-am luat-o că vreau să fac un leasing, în primul rând. E leasing de asta operațional. A jucat ca fundaș la Steaua înainte să plece în regat ca jucător la echipa britanică Southampton. L-a cumpărat cu 6,8 milioane de euro, fiind al doilea transfer ca sumă din România după cel al lui Vlad Chiricheș. Joining Premier League was a very big occasion for me. O deviere foarte frumoasă și iată această preluare a lui Ward-Prowse. Goal! Really nice sensation, especially because we won. Gardoș locuiește în Winchester, la o oră de Londra, dar două zile pe săptămână, duminică și luni, le petrece în marea metropolă. Ne-a luat într-o scurtă plimbare prin oraș. Condusul mai greu la început. Mi-a trebuit puțin până m-am obișnuit. Am luat câteva borduri. Nu prea conduc prin Londra, asta e adevărul, mai mult conduc Southampton când merg la antrenament și cam atât. În Londra e foarte aglomerat și e greu să găsești loc de parcare, așa că prefer să vin cu trenul. Călătorește mult și în Londra și în afara ei. Așa a cunoscut și cunoaște mulți români stabiliți în regat. Toți cei care îl cunosc vor să facă fotografii cu el și cei mai mulți i-au trimis fotografiile prin intermediul unei rețele de socializare online. Iar de când Florin a văzut că în presa britanică sunt prezentați români care ne fac de rușine, i-a venit o idee. Uite câți români sunt, hai să le cer și eu să fac o poză și să le spun povestea pe pagină. A inițiat o campanie inedită și a creat online un grup pe care l-a numit sugestiv Români ca lumea, unde pune poze cu cei pe care îi întâlnește. Fie că e vorba de trenul cu care călătorește, de un salon de cosmetică, de un restaurant japonez sau chiar de taxiul cu care a ajuns la gară, Florin Gardoș a cules poze cu români de peste tot. Și nu se rezumă doar la fotografii, ci vrea chiar să le afle povestea conaționalilor pe care îi întâlnește. Și întreb, când ai venit în Anglia, cu ce te ocupi, cum te simți, cum se pare? În general, oamenii sunt mulțumiți de situația financiară de aici, că până la urmă majoritatea de asta au venit. Dar din discuțiile mele, toți își doresc la un moment dat să se întoarcă, dar nu știu când. Chiar dacă acum câștigă sume mari din fotbalul britanic, Florin Gardoș spune că știe cum e să pleci de jos. Până să joace la Steaua și în campionatul din regat, a locuit modest în București într-o garsonieră foarte mică. Spune că Regatul Unit îl schimbă și pe el și pe românii pe care îi întâlnește în drum. Cred că avem multe de învățat și, în primul rând, civilizație și bun simț. Cred că la capitolul bun simț, de până acum unde am fost eu în Europa, englezii sunt cei mai cu bun simț. Și un lucru care l-am învățat, un lucru până la urmă mărunt, de exemplu și pe scările rulante, toată lumea stă în partea dreaptă, dacă cineva vrea să pășească efectiv, merge pe stânga. Deci e un lucru care elementar, care mi l-a spus un prieten și mi-am dat seama pe urmă. Și îl fac și eu, adică te civilizezi fără să vrei. Iar mai nou își inspiră și colegii de la Naționala României să promoveze românii cu care ne putem mândri peste hotare. Portarul Tătărușanu joacă în Italia și deja a început să posteze fotografii cu tineri din orașul său. Va începe și el să promoveze câțiva români ca lumea. Ți-ai dorit să fii din alte sporturi? Da, chiar îmi doresc și cred că voi și reuși. Și îmi doresc, cel mai mult îmi doresc să promovez foarte mult pagina, să devină cunoscută și
într-un timp, într-o anumită perioadă de timp, să ajungă în presa din Anglia. Până la urmă, asta e important. Florin povestește că la vară vrea să-și aducă mai mulți colegi de la echipă într-o vacanță prin România. Vrea să le arate și Bucureștiul, dar și litoralul de fițe, cu fete frumoase de la Mamaia. Într-adevăr, n-au auzit lucruri bune. Poate singurul lucru bun, știu că sunt fete frumoase, cam ăsta e singurul lucru. Eu mereu le spun, haideți în vacanță, haideți un weekend. Că Bucureștiul chiar e frumos, mie nu-mi place Bucureștiul și am trăit 6 ani acolo, deci chiar e un oraș frumos. A citit presa la Londra și a văzut pe românii care joacă alba neagră și cerșesc prin centru. Florin Gardoș, de la Naționala României, ține să precizeze că ei nu vor apărea niciodată în fotografiile lui. Adevărul e că românii sunt oameni muncitori și asta e o parte negativă aici. Eu am observat-o. Serviciile nu sunt la fel de bune ca la noi. Adică, un exemplu banal, livrat de mobilă. Adică mi-a trebuit 14 zile să-mi primesc mobila în casă. Tot felul de scuze de astea. Adică românii chiar sunt muncitori și când se pun pe treabă, muncesc. Într-adevăr, sunt și oameni care nu ne fac mândri. Clar. Dar nu sunt reprezentativ, eu așa zic. Îi consideră un fel de colegi de țară, plecați împreună în cantonamente lungi, în care toți se prezintă onorabil în fața englezilor, își plătesc dările către statul britanic, se integrează și nu deranjează prin ce fac. Însă nu toți românii din regat intră în aceste tipare, ba chiar sunt mult departe de ele. Vorbim despre conaționali certați cu legea, care de ani de zile intră în atenția Poliției Metropolitane. Pe arterele aglomerate are loc o acțiune a Poliției Metropolitane. Participă și ofițeri britanici, dar și polițiști români. Toți sub acoperire, fără uniforme. Este o zonă foarte intens circulată, sunt foarte multe pub-uri în această zonă, așa că este un loc în care și hoții de buzunare își fac veacul. Iar polițiștii sunt în civil și îi caută în acest moment. Este o operațiune care nu este la vedere. Polițiștii sub acoperire discută mult cu bodyguardii localurilor, pretind că sunt clienți și acționează în mai multe echipe. Într-una dintre ele sunt un bărbat și o femeie, ambii români. Inspectorul principal Nicolae de la IPJ Sibiu e transferat de 2 ani în misiune la Londra. Dacă vezi și pe cineva suspect sau cu col, ți-e cunoscut. Monitorizare, da. Monitorizare, adică îl filezi. Au și persoane pe care le vizează, au înregistrările pe camerele de luat vedere. Începe viața de noapte, începe și tura polițiștilor. Prima jumătate de oră, primul suspect. Chiar lângă cameramanul meu e un băiat cu o glugă în cap. L-ai văzut? Vorbește la telefon, nu fumează. Vorbește la telefon, butonează ceva, îl vezi? Are o glugă în cap, aici pe trotuar. Omul schimbă direcția pe o stradă lăturalnică. E observat urmărind o femeie care a ieșit ușor amețită dintr-un local. Trece la un moment dat chiar în spatele ei, apoi se îndepărtează rapid, fără ca tânăra să observe ceva. E gestul pe care polițiștii îl vânează și încep urmărirea. Suspectul se pierde însă în mulțime și polițiștii renunță să-l caute. Ofițerul Ewan spune că îi studiază pe hoții români de aproape 10 ani. Once you dealt with a few of them, you know. You just know. You see, Ramon Infractor. And you can spot him? Yeah, easy. Easy. They always wear the same clothes, always. The black shit, black shoes, the leather coat, black coat, jeans that don't look quite right. Polițiștii verifică un alt aspect care le atrage atenția în noapte. E vorba de persoane care stau în preajma bancomatelor. E perioada primelor de Paște, iar codurile tastate la ATM-uri sau prin baruri atrag multe priviri. Unul cu glugă, eu vezi că glugă în geată de piele. Adică, la jos. Polițiștii au indicii despre un suspect român. I would say Romanian, yeah. Yeah. Îl trădează geaca și borseta, dar și mersul grăbit când simte că e supravegheat. There he is. He's seen us. Probably a rental car. They all look stoned in there anyway from weed. Circling around. What we would do is get the cameras to follow him till he gets off. Normally they get off in Dalston if he's going to be up to no good. Uh-huh. But the people that are working the cameras tonight are useless, so it's not worth it. O dovadă că nici în poliția britanică lucrurile nu merg unse. Volumul de muncă e mare și nu toți cei vizați sunt români. În zonă comit infracțiuni și bulgari, polonezi, albanezi, dar și tineri delicvenți britanici. You will be arrested if there's any of this is false.
Un tânăr englez oprit pentru verificări fuge de sub nasul polițiștilor. Go away, it's just police, go away. Stay there. Bărbatul i-a arestat și dus la secția de poliție pentru audieri, iar cei care i-ar fi fost complici sunt speriați ca să plece din zonă. Just north of Rivington Street, south of the Blues Bar, literally just 10 yards north of Rivington Street. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Polițiștii noștri spun cât de bine se pregătesc românii care comit infracțiuni în zonă. They might have actually pictures with us. No way. Really, I think so, because the first day we've been there and there was a huge group, maybe 100 people in total, all over the bridge. One of them was taking picture of us, and next time we've been on the bridge, at least me, myself, because I got involved with them, everyone knew me. And I know from... They learn your face. I was sure they have pictures. Londra este cel mai monitorizat oraș din toată lumea. Metropola e înțesată de camere video din intersecții până în mijloacele de transport în comun. Sistemul a fost implementat cu aproape 30 de ani în urmă, în perioada atentatelor grupării irlandeze IRA, iar polițiștii britanici sunt dependenți de el. Când vine vorba de flagrant, însă pare că sunt mai lenți în acțiuni și mai puțin descurcăreți pe teren decât polițiștii români. Nu fac atât de mult filaj, cât timp camerele filmează tot. Sistemul metropolei are și detecție a feței, iar ofițerii se bazează că la un moment dat suspecții vor fi oricum identificați și prinși. Tonight, there didn't seem to be any, so that's good news. But they'll be back, they do come and go. Infractorii români sunt mai greu de prins pentru că sunt inventivi și iuți de mână, iar per total a scăzut numărul infracțiunilor comise de ei în regat. Statisticile arată că românii comit găinării, așa zise infracțiuni de vitrină, și mai puține tâlhării cu violență sau spargeri în magazinele de bijuterii. Cât este o chirie la Londra? Cât te costă să pornești o afacere? Cum te ajută statul britanic atunci când ești persoană fizică autorizată? Răspunsurile imediat după pauză, când vă arătăm și reacțiile unor britanici la adresa românilor din regat. Tratează celebrități cu Oscar în elita medicală britanică, dar sunt oameni discreți. Sunt tineri români pe care i-am întâlnit pe strada cu cele mai scumpe și mai căutate cabinete și clinici medicale din Regatul Unit. Acolo doar cei mai buni rămân și profesează. Iar specialiștii români dau dovadă că sunt foarte buni. Le-am vizitat afacerile. Centrul Londrei atrage ca un magnet milioane de vizitatori. În ultimii 5 ani, metropola a devenit Babilonul lumii moderne, în care o treime dintre locuitori sunt imigranți. Unii stabiliți în regat cu mulți bani și pretenții pe măsură. Când spui Londra, spui un oraș plin de viață, un loc în care trăiesc oameni din peste 270 de națiuni. O mare metropolă în care își fac un rost și românii. Strada Harley, din zona Oxford, e o arteră discretă cu imobile înșirate, sedii ale unor afaceri care generează an de an profituri asemănătoare unor centre financiare mari. Ce înseamnă zona asta? Înțeleg că sunt foarte multe cabinete. E ce? O zonă de excelență medicală, să spunem așa. Harley Street e cunoscută în toată lumea. De cât timp sunteți aici? De 6 ani. În fața uneia dintre clădirile cochete l-am găsit pe Ovidiu Maurer, medic român. Pe Harley Street, stomatologia se numește cosmetică dentară, iar medicii care profesează pe această stradă au propria asociație a dentiștilor din Marea Britanie, separați de restul stomatologilor din regat. Stomatolog sunt numai eu, probabil. Spune că a avut referințe bune în rândul stomatologilor britanici după ce a studiat și a profesat timp de 15 ani în Germania. Sunt, mă rog, celebrități și tot felul de... oameni mai înstăriți care vin. Aveți celebrități printre pacienții noastre? Da. Puteți să-mi dați două, trei nume? Nu ai voie. Sunt date confidențiale care nu ai cum să le... Celebrități pe care le vedem la televizor? Da. Oameni cu Oscar și cu tot felul de... E discret în ce privește clienții, dar ne-a sugerat să verificăm lista actorilor britanici premiați cu Oscar. Ar fi de menționat Daniel Day-Lewis, Ben Kingsley, Jeremy Irons, Anthony Hopkins și Colin Firth. Iar actrițe deținătoare ale statuetei sunt Helen Mirren și Kate Winslet.
Fără să facă precizări privind identitatea pacienților, medicul Maurer spune că odată instalați pe scaunul de stomatologie, vedetele devin oameni normali, cu probleme dentare pricinuite de vârstă și de vicii precum fumatul. Dacă nu e urgență, poate să mă aștepte o zi, două. A, nu au fițe, nu sunt foarte fițoși din punctul ăsta de vedere, nu... Am înțeles. Deci nu sunt... și își fac ei sau pur și simplu fac... au PR care le face rezervare? Da, PR mai mult. Strada Harley a început să devină un uriaș complex medical încă din anii 60. Atunci s-au deschis aici primele cabinete private, iar britanicii de rând veneau să-și trateze în sistem privat problemele de sănătate. În prezent, locul este frecventat doar de high life-ul londonez, adică oameni de afaceri, sportivi, actori și cântăreți. Deși văzând fațadele nu ai zice, aici în interior se află clinici pe două sau trei etaje, renumite în toată lumea. Iar la unele cabinete, programările se fac cu două sau chiar trei luni înainte, pentru că toată crema medicinei britanice se află pe această stradă. Găsești aici de la microchirurgie vasculară la rezolvarea dificultăților de fertilitate, dar și centre de înfrumusețare. Și totul ține de marketing. Chirurgia estetică se numește aici sculptură cosmetică. Clinicile au aparatură de ultimă generație și sunt liste lungi de așteptare chiar și în cazul celebrităților care doresc schimbări de look. Please speak now. Hello. Hello, we're waiting for Miss Cathy. Românca Ecaterina Brady are cabinet la numărul 137. Să rămână, doamna Cathy. Sărut mâinile, rare Jean-Stase, îmi pare bine. Este clinica pe care mi-am deschis-o în Harley Street. Specializarea mea este în medicină pentru femei, ceea ce înseamnă că tratez de la tinere adolescente până la menopauză. Are cabinetul la mansardă, în parteneriat cu un celebru ginecolog londonez, numit medicul anului înregat în 2010. Trebuie să faci parte din anumite societăți care au dreptul să închirieze locuri în zona respectivă. Toate casele de pe această stradă aparțin familiei regale, toate sunt închiriate și, în general, chiriile sunt controlate de această Wilderness State, cum se numește, și sunt controlate. Deci nu poate oricine să vină și să spună vreau să închiriez, chiar dacă au enorm de mulți bani. So, how have you been? Over the last week, yes? How's your leg? Ea s-a specializat la Londra în medicină chinezească după ce a studiat 4 ani la o facultate britanică. Face acupunctură, dar oferă și diverse tratamente cu infuzii de plante și uleiuri orientale. În România a fost specialist de marketing pentru mai multe multinaționale. Spune că asta a ajutat-o în noua meserie, pentru că abordează cu tact și diplomație fiecare clientă. It's all about skills rather than kind of where you're from. What do you know about Romania? It's part of the European Union. Its capital is Budapest. Bucharest. Right. That's about it, actually. Nu e ușor pentru că este o piață extraordinar de competitivă. Și dacă nu ești bun, se vede imediat. Românii ajung însă și altfel pe Harley Street. În timp ce Ecaterina ne prezenta zona, și-au făcut apariția și câțiva conaționali care cerșeau. Soțul Ecaterinei, venit cu copiii să o aștepte pe mama lor la terminarea programului, îi dă bani unei tinere cu sacul în spate. Ce faci? Ah, it kills me. Because it's encouraging the wrong. Bună ziua. Tom, ce faci? De unde ești? De unde ești? Din România. Din România, de unde? Din Sibiu, ai venit aici? Dacă românii de elită medicală britanică se plâng că nu e ușor, deoarece trebuie să țină sus ștacheta din cauza competiției, cercetătorii susțin contrariul. Le merge bine la Londra și știu unde să se instaleze. Soțul Ecaterinei este australian și spune că românii de pe străzile londoneze nu deranjează totuși atât de mult, dacă nu sunt violenți. El însuși a fost atacat pe stradă și tâlhărit în văzul lumii, dar cei care i-au luat portofelul și telefonul erau tineri britanici. Romanian Bulgarians are getting a bad rap at the moment. They're getting bad press, but I'm yet to meet anyone that's bad. We were talking about beggars before and about how Romanians are supposedly aggressive. Cred că este important în momentul în care te muți într-o țară străină să încerci să te adaptezi cât mai mult culturii respective. Să încerci să înveți felul în care oamenii se prezintă, oamenii interacționează și asta începe de la cele mai mici detalii. Se spune că cine frecventează cabinetele de pe Harley Street îmbătrânește subtil și frumos.
Pe strada cu Steiff din buricul Londrei, găsești clienți cu pretenții și medici de top, unii din România. Tot aici însă vezi și români cu mâna întinsă. E trist că și unii și alții sunt puși în aceeași tabără de o parte a presei engleze, fiindcă aparțin unor lumi total diferite. În timp ce unii câștigă respectul britanicilor, alții trezesc sentimente de milă sau, mai rău, de repulsie și refuz. În câteva momente vă arătăm ce înseamnă traiul la comun în casele britanicilor, dar și cum funcționează o afacere pornită de la zero în Regatul Unit. Tot atunci descoperim cum te poți face taximetrist în marea metropolă britanică. Noi povești după pauză. Românii plecați în regat sunt dispuși să facă eforturi uriașe, locuiesc în condiții grele și trudesc ore bune zilnic peste program. Au înțeles că pentru a lupta cu prejudecățile trebuie să fie de două ori mai bun decât ceilalți. Și reușesc. Ca să trăiești în regat trebuie să faci sacrificii mari, dar românii stabiliți acolo reușesc să pună bani frumoși deoparte. Cât e chiria? De câți bani ai nevoie ca să pornești la drum? Câți bani rămân în mâna unui imigrant în Londra după taxe? Aflăm împreună! Anii 60, centrul Londrei. Furnicari pe trotuare, oameni care merg în ritm alert. Aceeași capitală în 2015. Pare că nimic nu s-a schimbat. În realitate însă, marea metropolă s-a mărit enorm în ultimii 50 de ani și statisticile arată că în următoarea jumătate de veac ar putea deveni orașul european cu cea mai mare densitate în ce privește populația. Schimbările majore se văd către periferie, unde valurile de emigranți vin și pleacă. În căutarea unor chirii rentabile, cartiere întregi adună comunități dislocate parcă din țările lor, pentru a crea enclave în cartierele londoneze. Ne aflăm în zona Park Gardens din nordul Londrei. Până nu demult, adică în urmă cu vreo 10 ani, aici locul era dominat de indieni și pakistanezi. Vorbim de străduțe înguste, cu foarte multe case înșiruite, unde chiriile sunt ceva mai accesibile. În ultimii 10 ani însă, locul a fost înțesat de români. Am ales zona asta pentru că stă fratele meu, el a venit prima oară aici și atunci am venit cu el. E o comunitate românească aici? Da. Foarte mulți români? Pot să zic așa, da. Uite, pun pariu că și băieții pe care îi văd, da, sigur tot români sunt, nu? Da, siguranță. Găsești câte o mică Românie în zonele Colindale, Burn Oak, Edgware, Eastham sau Ilford, cartiere unde marile bulevarde au magazine și restaurante românești. Ce zonă ați venit? Din Moldova. Roman. Și ce faceți aici? Lucrez momentan la un azil de bătrâni, la spălătoria de haine. Tu te-ai mai întoarce în România? Cum vezi povestea asta? 2022. Nu cred. Știi cum e? Ori veni foarte mulți români în ultima perioadă și... E concurență la chirii? Da. Și indienii deja au scumpit foarte mult chiriile. Indienii sunt proprietarii? Da, da. Față de acum 2-3 ani, cât au crescut? Păi cam cu 3-400, sub 1800 nu mai găsești o casă. Am aflat că mulți dintre românii locuiesc la comun, adică oamenii străini împart chiriile ca să-și drămuiască bugetele. Să încercăm la o adresă. Ia să vedem. Salut, român! Bună seara! Bună seara! Român, român! Șapte români împart casa cu etaj, trei fete și patru băieți. Trei cupluri stau în trei camere cu pat dublu și mai e o cameră single ocupată de un muncitor în construcții. Baia și bucătăria sunt la comun, la fel și o cameră de dining, unde iau masa cu rândul. Asta e, e înțelegerea pe care avem noi, e bunul simț pe care l-avem fiecare. Dani lucrează la un service auto, a venit din Râmnicu Vâlcea împreună cu soția. Ne face turul casei și ține să înceapă cu frigiderul. Ce să vă zic, avem de toate, de la șuncă, roșii, castraveți, congelatorul e plin de carne de acasă. Ia arată-mi un pic. Acum, ia. Asta chiar este de la mama de acasă. Ia să vedem. Mama soacră. Mama soacră și mama. Mamele v-au pus acolo cărniță? Pusă la pachet, dar cum să nu? Tovă, ce să zic, nu suntem în domeniul ăsta cel mai potrivit. Soția e cu ele, de la pui, de la carne de porc, toate ce. Trăiesc ca la cămin și sunt oameni care nu s-au mai văzut niciodată până să împartă chiria. S-au cunoscut prin intermediul anunțurilor online britanice. De unde ești? Din Târgoviște. Și tu de unde ești? Din Gorj. Din Gorj? Târgu Jiu. Ia uite cum. Și voi cum v-ați găsit? Vă știați înainte sau cum? Nu știam. Un telefon. Am întâlnit aici. Ce avem aici? Aici este o bună ziua. Dublă. Da. Hai încoace. Bună ziua, Izabela. Bună ziua. Ce faci? Stai singură aici?
Da, mă pregătesc pentru un examen. Asta e camera mea, așa să ții. Nu e chiar cele mai lucide condițiile. Da, e la fel de mare, e în oglindă cu cealaltă, nu? Da. Uh-huh. La voi cum a fost? Ați venit cu ceva mobilă sau tot așa ați găsit-o? Da, a venit cu deja două de la noi, am ades noi. Anul trecut am plătit undeva la 1600 toată casa. După care am mărit la 1725, destul de mult, pentru un an de zile. Deci într-un an de zile, practic 125 de lire pe lună. Pe lună. Dani spune că ei plătesc 500 de lire pentru camera dublă, la care se adaugă o cotă parte din utilități. Adică un total de 700 de lire, la fel cât ar plăti lunar dacă și-ar cumpăra în rate un apartament cu două camere la periferie. Iar Dani speră ca până la sfârșitul anului să primească aprobarea unei bănci londoneze pentru finanțare. Astfel va scăpa de calvarul dimineților când fiecare dintre cei 7 trebuie să treacă pe la unica baie. Asta e dezavantajul în care... Da. Așa? Camera este a lui Cristi. Ia să vedem. Pe de altă parte și scriitor și poet. Cristian Groman a făcut un liceu de muzică la Târgoviște și mulți ani a cântat la pian. A urmat apoi Politehnica și a absolvit ca inginer. În țară a scris două cărți de poezie. L-am întrebat ce muncește la Londra. La o companie care se ocupă cu gazoane, spații verzi și conduc și mai tun și gazoane. Spune că îți găsești rapid loc de muncă în regat, însă doar dacă vine vorba de munca de jos, slujbe de care în general britanicii se feresc. Mulți români cu facultate acceptă posturi pentru care sunt supracalificați. Romanian guys, fine. We don't have any problem, Romanian guys. Dacă vroiam pe domeniul meu, nici acum nu găseam de muncă. A plecat din țară după ce a stat în șomaj și nu și-a mai găsit de lucru. E drept că nu a căutat și în domeniile în care lucrează la Londra, unde susține că munca brută e bine plătită. Cei doi soți reușesc să pună deoparte lunar câteva sute de lire, dar cu sacrificiul de a locui modest. M-am chinuit, am lucrat ca sudor, ca electrician, ca mecanic, manevrant. Acasă locuia cu părinții într-o casă mai mare decât cea în care locuiește azi cu soția și alți 5 români. Iar soția, care a absolvit facultatea de chimie, lucrează în Marea Britanie, îngrijitoare la un hotel. Și împart 12 metri pătrați, în care au adus doar o comodă. Aș vrea să fiu în țară. Deci aș vrea să mă întorc în țară. Deci nimănui nu e ușor să stea departe de părinți, de prieteni, de familie, de casă. Dar viața e așa cum e, foarte grea în țară. Mulți proprietari de case din regat nu au încredere în ei și îi acceptă cu greu să ia închirie. Românii susțin că asta se întâmplă de fiecare dată când în presă apar reportaje despre conaționali care fură, ucid și tâlhăresc în regat. Andrei din Iași povestește. Asta contează cel mai mult. Când aud chestii români, deja să mai gândești odată. Am avut care au zis că da, tot, ok. Când am dus să ne mutăm, n-au mai vrut. Au spus că l-au dat înainte. Un tânăr britanic, specialist în marketing, spune că românii trebuie să lucreze mai mult la imaginea creată la Londra, mai ales pentru că sunt văzuți că muncesc mult pe bani puțini, iar mâna de lucru ieftină e asociată de multe ori cu mâna întinsă la cerșit în centrul Londrei. Immigrants do play a huge role in our economy, whether it's building or national health service, etc. So they've all got their role, but you've got to question how bad is it in Romania to come and beg on the streets and be a part of organized crime that you're suggesting. A lot of Romanians are. Suntem 10 care muncim și apare unul care face altceva și aia e imaginea noastră. Pentru cei mai mulți, Regatul Unit reprezintă un uriaș târg de muncă, în care contează salariul și mai puțin ce muncești. Un loc în care primează banii puși deoparte și nu unde și cum locuiești. Un stat în care, cu adevărat, se pune preț pe cum muncesc și cât de mult contribuie la economie. Tot ce vedeți aici sunt bani. De exemplu, o trusă de asta de chei, ca să aveți o idee, costă între 300 și 400 de lire, câțiva clești. Marius este din Iași și a deschis service auto la Londra în 2008 și spune că a investit până acum aproape 250.000 de lire. A cumpărat aparatura din Statele Unite și softuri de diagnoză din Regatul Unit, iar garajul său arată mai ordonat ca o farmacie. Colaborează cu multe companii britanice care se ocupă cu recuperarea mașinilor achiziționate în leasing, dar are și mulți clienți persoane fizice, români și britanici. La început am lucrat pe un serviciu de recovery, gen platformă. Când mi-a strâns banii mie, m-am dezvoltat.
Am învățat, am progresat și am investit în continuare. Nu este patron propriu-zis, ci este persoană fizică autorizată și sub această formă și-a înființat garajul. Un lucru posibil în regat, dar nepermis în România. Plătește un impozit mai mic decât dacă ar avea firmă, iar statul îi returnează la sfârșitul anului fiscal 20% din venit, dar nu mai mult de 4.000 de lire. Iar băieții de la garaj, doi români și un ungur, sunt colaboratori, nu angajați. Sunt tot persoane fizice autorizate și își plătesc la rândul lor dările. Și când ai venit aici? Am 2 ani jumate. Lucrăm de luni până sâmbătă, de la 8:30 dimineața, până când ne primește de timpul familia și restul s-a mânut. Iar orarul de lucru prelungit și faptul că poate primi clienți fără programare cu mult timp înainte, pare pe placul multor britanici pe care i-a fidelizat cu diverse oferte și discounturi. Obviously, money comes into it, but mostly it's about the quality of work. There's quite a few garages within the local area, but you know, Marius is a very good guy. You chose so, his? Yes. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. I was recommended actually. What did you done? We changed the front suspension arms. We changed the front suspension arms. Left and right, both? Both sides, yeah. Te-am integrat destul de bine și vedem că o țară în care cineva, oricine care vrea să muncească, cred că are posibilitatea asta. Fără doar și poate. Marius susține că înainte să vină la Londra a trăit și în alte țări. În Elveția și în Spania. Și cum a fost? Ok, dar nu ca aici. Munca brută e un pic mai accesibilă aici față de acolo. People come to England to work. It's not an issue. But yes, it does upset. You know, people that will come over to try and claim benefits because they're not doing anything for the economy. Marius spune că un client nemulțumit îți poate închide compania la Londra pentru că reclama negativă circulă repede. E un domeniu de business relaxat și așezat, în care nu simte deloc presiunea autorităților. Ești un sistem pus la punct foarte bine în țara asta. Totul este online, electronic. Ești verificat. Atâta timp cât îți plătești toate la timp, nu are nimeni treabă cu tine aici. Cât de apreciați sunt românii la Londra se vede și într-un alt atelier auto aflat vis-a-vis de stadionul Wembley. Românul Loții a venit în Marea Britanie în 2003, după ce în țară a absolvit un seminar teologic. Și spune că 3 din 5 clienți îi devin prieteni. A lucrat mai întâi într-o fermă agricolă atunci când a ajuns în regat, dar a muncit ani de zile în construcții la Londra. Sunt foarte multe lucruri de luat în calcul, iar chestiile astea nu poți să le știi decât în timp. Tu de cât timp ești aici? De 13 ani. Și ce ai făcut pe parcurs? Numai mecanic? Absolut orice. Ce a fost nevoie? Povestește că pasiunea pentru mașini l-a îndemnat să-și deschidă propriul atelier auto, în care a investit tot ce adunase până atunci. Am vrut să fac ceva al meu, să pornesc ceva al meu și am riscat foarte mult. Am riscat absolut tot. Am o familie, 2 copii. Mami? Da? Mami? Yeah. Zi hello, tati. Hello, tati. The English people, all they know is what they see in the newspapers. So the headlines, 50,000 Romanians coming to steal your jobs. But it's not true. You have to meet the people to understand them. We're all the same. People want to work hard, they want a better life. And here maybe they can find a better life if they work hard. Teologul Loții spune că astăzi are clienți care îi lasă pe mână mașini foarte scumpe, de la mașini retro la bolizi nou-nouți de sute de mii de lire. Hello, Marius! I'm fixing your Ferrari. When I send in my cars, it's not, it will be done tomorrow. It'll work till 8 o'clock at night to make sure it's finished so that I can get the car, you know? And sometimes I come on Saturdays or Sundays. And is that a surprise for you? It's you weren't used to that? If you want to, you know, anywhere else, they work 8 till 5 and that's it. And they don't work Saturday, they won't help you. În serviciurile de la Londra au devenit mecanici auto mulți români cu facultate. Elvis spune că la Vâlcea era inginer și lucra la cravată și costum, într-o reprezentanță auto, înainte să părăsească țara în 2009. Am terminat Politehnica București. Da. Și ce să zic, din păcate facem, ți-am zis, munca un pic mai murdară, dar mai bănoasă. Realitatea este că mulți români iau locurile de muncă ale britanicilor după ce dovedesc ce pot să facă. Concurența e uriașă în marea metropolă, iar faptul că ai noștri sunt muncitori primează. The 3 Romanians working for me now and they're the best team I've ever had. I've had English people working for me in the past. I would never employ another Englishman, sorry. I would never go back to employing anybody, but
people like these. I mean, they're good guys. Before knowing them, what did you know about Romanians? Nothing. Londra a fost votată în 2012 cel mai propice oraș european pentru mediul de afaceri. Au fost luate în calcul atât marile corporații ale lumii, 75% dintre ele având sedii în metropola britanică, dar și numărul uriaș de mici afaceri dezvoltate de omul de rând. Oana și Florin sunt un cuplu de tineri care împart și viața profesională. Au împreună 3 afaceri în capitala Marii Britanii. I-am găsit seara lucrând la unul dintre sediile închiriate în zona Edgware, în nordul orașului. Ne-am cunoscut pe această stradă, la colț de stradă, la patiseria românească. Eu am venit să studiez masterul, Florin era deja aici. Și ne-am cunoscut și am început de la zero, practic. N-am avut nimic. Oana vine din satul mare, Florin din Timișoara. Ea ține contabilitatea mai multor firme și face traduceri autorizate. El este grafician și face web design. Ne-am mai specializat, ne-am mai luat câte o licență, câte o... Și am pornit la drum. Cu zero bani în buzunar. La un moment dat, cei doi au avut și un bar mic de cartier, dar l-au vândut pentru că nu mai aveau timp să se ocupe de el. Noul patron a renunțat la salariați, iar Oana și Florin s-au simțit datori moral foștilor angajați. I-au preluat în firmă și adesea munca la birou se transformă în reprize de karaoke. Said I remember where we used to sit in the government yard in Trenchtown. Au 7 tineri salariați, toți români, și împreună cu ei se ocupă, pe lângă contabilitate și traduceri, și de un ziar săptămânal. Publicația este distribuită gratuit, dar se finanțează din publicitate. Oana ține legătura cu o editură britanică, de unde primesc tirajul săptămânal. Any news on the pages? Yes, you will have the artwork on the site by tonight, probably 8 p.m. Is it too late? I don't know what the guys will be able to do after 8. I'll give them a ring and let me ring you back, or I'll drop you a text to say what time they can print. Făcut, uite, gen ghidul românului în străinătate, mai mult orientativ pentru comunitate, pentru că oamenii nu prea citesc. Ca să fie ceva și bun în toată comunitatea asta, că prea se vorbea numai de hoți, de prostituate și de prostii și de... Când comunitatea ca tare nu e deloc așa. Sunt oameni normali care merg la muncă. Din cele 3 afaceri, reușesc să pună deoparte lunar câteva mii de euro, dar și muncesc până târziu în noapte. Voi cum vă vedeți peste 10 ani? Tot muncind. Tot muncim. Muncim foarte mult. Practic, le facem pe toate din mers. Dimineața o iau de la capăt, la prima oră. Au numai clienți români pentru care fac contabilitate. E vorba de imigranții care lucrează în pătura de mijloc. Săptămâna viitoare, în weekend. Da. Și pentru tine și pentru soția. Da? Da, încercăm. Acum lucrez pentru mine, iau job-ul din el. De cât timp ești aici? De aproape 6 ani. Oana spune că mulți migranți preferă să devină persoane fizice autorizate pentru că își deduc multe cheltuieli. Am venit pe 1 octombrie și cu 4 am intrat la muncă. Ca self-employed plătim 20% taxe la stat. Deci alea taxele ăștia la sfârșitul lui aprilie, acum pe 5 aprilie, depui un contabil să-ți fac contabilitate. Băi, tu anul ăsta ai câștigat atât. Deci tu banii aia ți-i recuperezi înapoi. Pe tot anul trecut? Pe tot anul, da. Deci în fiecare an tu ai un 3.000 ceva de lirii care îi ai deoparte, cum ar fi îți vin înapoi. E o politică fiscală prin care statul britanic îi ajută pe imigranții din pătura de mijloc, cei care câștigă mai puțin de 20.000 de lire pe an și care pot să recupereze o parte din ce li se ia din salariu. Vorba s-a dus de la unul la altul, adică am ajutat pe unul, venit și celălalt și celălalt și așa în timp am strâns 8.000 de oameni. Angajează pe cât posibil tineri studenți în regim part-time, pentru că au văzut la câte sacrificii sunt dispuși când au ajuns în regat. Mi-a venit într-o zi Andreea să-i fac dreptul de muncă. Era proaspăt venită de 2 luni, mi se pare. Unde era? La spălătorie auto. Lucra la spălătorie auto și îmi spunea atunci, mamă, e foarte frig, apă rece la mașini. Ți-a venit în momentele alea să plângi, să spui gata? Oh, dar de câte ori nu am plâns. Oana spune că a simțit pe propria piele ce înseamnă să te aventurezi în afaceri la Londra, pornind de jos. În primele luni de activitate, pe când câștigau puțin, iar chiriile trebuiau plătite în avans, au trecut prin momente pe care nu le vor uita niciodată. Am plecat din casa respectivă că am fost dat afară,
și am rămas că n-aveam unde să ne ducem. Și atunci, având mașina, am dormit în mașină. Și am dormit două nopți în mașină, am strâns niște bani, ne-am dus la un hotel, am făcut și noi o baie și cu chiu cu vai ne-am găsit o casă. Și vreau să zic că pe oricine am întrebat, adică nu ne dă nimeni 5 lire, nu că 100, 2. Și cât aveți atunci la voi? 10 lire. De 5 ne-am luat mâncare și de 5 am băgat benzină să avem căldură. Peste 8 milioane de locuitori în oraș și aproape 13 milioane în zona metropolitană. 30 de milioane de vizitatori pe an, 32 de sectoare, 35 de poduri peste râul Tamisa și o suprafață de 1500 de kilometri pătrați, de aproape 7 ori mai mare decât Bucureștiul. Așa arată Londra în cifre. Un oraș global cu 6 aeroporturi și cel mai mare număr de pasageri pe an, surclasând New York și Tokyo. Cu o rețea stradală de peste 1000 de kilometri plus alți 400 la metrou, capitala regatului e unul dintre cele mai accesibile orașe ale lumii. Pe lângă celebrele autobuze roșii, un simbol a devenit taxiul londonez, omniprezent pe străzi. Fără poezie, viața e pustiu. Hai da. Mihaela Ciuculete are 52 de ani și de 4 face taximetrie la Londra. N-a fost ușor deloc, pentru că, în primul rând, schimbarea volanului a fost unul dintre impedimente. A plecat împreună cu soțul când și-au pierdut amândoi locurile de muncă în Pitești, orașul natal. La Londra, ambii au făcut un restart profesional. Nu am făcut niciunul taximetrie, eu sunt economistă, soțul meu este inginer. Eu lucram contabilitate și când am rămas fără servicii, am încercat CV-uri trimise. Și atunci, de disperare, la 49 de ani, am gândit, doamne, dar ce fac eu de acum înainte? Și ne-am hotărât să plecăm. A fost foarte greu. Mi-am lăsat apartamentul, nu vă spun, cu două trolere la 49 de ani, să vii aici să stai la sharing, pentru că aici nu se poate sta de unul singur. Spune că a avut mare noroc pentru că s-a angajat la compania unui român. George Bețianu este om de afaceri și controlează un grup de firme cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane de lire. Deține la Londra compania de taxi, unde are 100 de șoferi români, dar și o firmă de curățenie și o fabrică de mezeluri românești. Mai are o firmă de recrutare și un parc auto cu 35 de ambulanțe private și microbuze pentru transportul pacienților și al personalului din două mari spitale. Unul dintre ele este celebrul St. Thomas, vis-a-vis de Palatul Westminster, unde funcționează Parlamentul Britanic de aproape 900 de ani. Este unul dintre cele mai mari spitale din lume și aici avem contract noi direct cu ambulanțe, cu mașini. În momentul de față suntem 10 companii pe toate spitalele din Londra. A fost invitat la dineuri cu prințul Charles și are contacte la nivel înalt în mediul de afaceri londonez. Spune că își conduce toate afacerile din mașină. E prezent zilnic în biroul său mobil de pe străzile orașului și povestește că la volan și-a început aventura vieții în Marea Britanie. A venit la Londra în 1992 din București, fiind printre primii români care au ajuns după Revoluție în Marea Metropolă. S-a făcut taximetrist fără să știe deloc limba engleză. Român inventiv s-a descurcat. Vă spun sincer, aveam un mini recording și ascultam prin radio și nu înțelegeam pentru prima dată. O înregistram și atunci o ascultam eu de fiecare dată. A angajat englezi la dispecerat, oameni mai în vârstă decât el și cu vechime mare în taximetria londoneză, pe care îi consideră colaboratori, nu angajați. How's going today? Busy? It's busy, George, again, yeah. The only problem we really have with some of the drivers is the language barrier. George Bețianu spune că are încredere în români și îi angajează chiar dacă nu cunosc limba, pentru că știe că așa a început și el. Peste 5 ani vreau să devin milionar ca domnul George. Da. Da. Dar am câteva idei. Trebuie foarte multă muncă și foarte multă răbdare, pentru că nu poți să faci peste noapte. Se consideră un om de afaceri pragmatic și se declară dezamăgit de unii dintre românii pe care i-a angajat la compania de taxi. Povestește că i-ar fi ajutat când le era mai greu, iar atunci când firma a trecut printr-o perioadă mai dificilă, la începutul crizei financiare, adică atunci când lui i-a fost greu, tocmai salariații pe care i-a ajutat mai mult au fost cei care au făcut grevă și au plecat la alte companii. Zilnic e căutat la telefon de zeci de persoane din țară după ce și-a făcut public numărul personal pe Facebook. M-ar interesa ceva de muncă, unde muncesc? Nu, nici bine plătit, nici. Carnet de șofer ai? Am, dar numai B-ul. Realitatea este că pentru mulți români care ajung în Londra, sistemul cu mașini închiriate la firmă de taxi este de mare ajutor. Știu că am închiriat mașina, mi s-a stricat, merg la garaj și mi-au alta, nu pierd timp. Timpul, ca în orice job aici, sau mai ales în taximetrie, înseamnă bani.
Acest bărbat din Târgoviște spune că adună din comenzi peste 4.000 de lire pe lună, din care dă jumătate pentru cheltuielile cu închirierea mașinii, comisionul către dispecerat și benzină. Alte 500 de lire merg către chiria la camera dintr-un apartament. Rămâne cu 1.500 de lire în mână lunar, din care poate pune deoparte aproape 500, adică aproape 3.000 de lei, fix cât câștiga lunar când muncea în România. Aici mă simt bine, fac ceea ce îmi place, îmi place să conduc. Eu sunt mândru și spun foarte cu mândrie că sunt român și nimeni nu m-a dat la o parte. Asta e pod românesc? Asta e al nostru. E cucerit, dar trebuie să punem steagul aici, serios. Regatul Unit a primit și primește români care încalcă legea. I please do something. No picture, because I'm not better. Nu ei ne reprezintă în Marea Britanie, oricât de mult ar dori să demonstreze asta o parte a presei engleze. Your ID card? Românește, da? Românește, da. Avem în regat o mică Românie, cu oameni muncitori care își plătesc dările și contribuie an de an la bugetul statului. Am vrut să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot. Românii chiar sunt muncitori și când se pun pe treabă, muncesc. Trebuie să există puțină voință și să și aici arăta. Sunt români frumoși care demonstrează că sunt ambițioși și reușesc în ciuda barierelor întâlnite pe drum. Trebuie să fii de două ori mai bun decât decât ei. Vor un trai mai bun și vor să fie remunerați corect pentru munca lor. Este cu siguranță un vis împlinit. Fac sacrificii uriașe ca să le fie bine și descoperă în fiecare zi că țara în care au emigrat îi respectă și îi apreciază. Tuturor celor ce ne-ați scris din Marea Britanie, vă mulțumim! Găsiți comentariile, dar și materialele pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro. Ediția integrală e pe voio.ro, suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile ProTV. Toate bune! Știrile ProTV ți-au prezentat România te iubesc.